An de an, sute de femei doar din județul Hunedoara sunt diagnosticate cu cancer de sân ori de coluterin. Uneori, boala este în stadiul avansat, de aceea cea mai bună armă este prevenția. În acest sens, Asociația Inimi Generoase organizează luni 5 februarie un seminar de conștientizare a luptei împotriva cancerului la Teatrul de Artă din Deva, iar intrarea este liberă. Asociația Inim Generoase vă invită să participați la cea de-a treia ediție a evenimentului intitulat Femei Sănătoase și Informate, organizat în parteneriat cu Teatrul de Artă Deva, luni 5 februarie la ora 17:30. Evenimentul este organizat cu prilejul Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului. De data asta vom vorbi despre tumorile hematologice, leucemiile acute, donarea de celule stem, importanța prelevării de celule stem, care încă la noi nu este foarte bine implementată și cunoscută, și despre anemiile la toate vârstele. Avem invitat pe doamna dr. Kinga Vasile, medic primar hematolog, și doamna dr. Mirela Dani, medic specialist obstetrică ginecologie, care ne va vorbi despre prelevarea celulelor stem, în special la naștere. Sunt importante pentru a învăța din timp cum să le depistăm, pentru a învăța din timp cum să accesăm tratamentele care sunt costisitoare, care ne pot salva viețile, și să învățăm din timp cum să donăm celulele stem la naștere, că cu acele celule putem salva viețile tuturor celor care se vor îmbolnăvi. Chiar dacă nu sunt din familia noastră, putem dona acele celule într-o bancă comună și de acolo pot lua alți pacienți care, Doamne ferește, au leucemie. Potrivit datelor statistice furnizate de către Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, doar pe parcursul anului 2022 au fost înregistrate 120 de cazuri noi de cancer de coluterin și peste 230 de cazuri de cancer de sân. În evidențele DSP Hunedoara sunt peste 4600 de astfel de cazuri la nivelul întregului județ. Cancerul este a doua cauză de mortalitate la nivel global, iar în anul 2021, 20 de milioane de cetățeni ai lumii au fost diagnosticați cu cancer și 10 milioane au murit. Dacă vreți să aflați amănunte, vă așteptăm în data de 5 februarie la Teatrul de Artă, la seminarul nostru.